Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Este foarte cald afară, așa că nu am stat să mă aranjez foarte mult pentru că vreau să stau în casă, să nu ies afară, așa că... Cum sunt prin casă, așa apar și în acest clip. De data aceasta vă aduc cutiuța Natura Box al lunii iunie. Vine cu întârziere, nu am avut timp pentru ea, nici măcar nu am avut timp să probez produsele de din luna aceasta sunt la pământ cu timpul, dar am spus hai să nu trec peste oricum mi-ați cerut mai majoritatea dintre voi ca să o vedeți, ca să o filmez și am spus bine, am să o filmez. Aici aceasta este cutiuța. Vine cu un miros incredibil mereu. Ca de obicei vin produsele înăuntru, vine un bilețel unde ne scrie ce avem ca și produse. Nu avem descrierea produselor pentru că avem pe internet, sunt produse care sunt făcute handmade, așa că eu am să vă scriu pe blog despre aceste produse. Dacă vreți să știți ce ingrediente au și cum se folosesc, intrați pe blog, eu, pe blog, eu vă explic acolo despre toate produsele. Primul produs de aici, îl iau în ordinea în care este aici. Această pudră de corp, foarte drăguță, foarte interesantă, mi-o să-mi foarte bine vara aceasta. Am să o iau, uh, miroase, wow, miroase foarte bine. Mm, am să o iau cu mine peste tot, bine, a, a, să, o să dureze puțin, dar e, e natural, asta e ceea ce e important. Apoi o cremă pentru picioare legere, îmi prinde foarte bine această cremă, extraordinar de bine, sincer, chiar mă bucur, Wow. Mm, cât de drăguță e! Cât de drăguță e și ambalajele acestei cutii sunt chiar, chiar superbe, minunate. Așa, ce mai avem? Un săpun exfoliant paradis. Să vedem. Nu -am, vedeți? Nu le-am desfăcut încă, nu știu despre ce e vorba. Wow, cât de drăguț e! Mm, miroase a mentă și a cocos, dacă nu, dacă nu mă înșel. Super tare. Uf, uf, uf. Am să-l folosesc repede să nu se topească. Se topesc lucrurile acestea. Așa, apoi un spray corporal cu citrice și jasmin. Cum e? Jasmin, traducerea în română. Trebuie să miroase. Ui, cât de bine miroase. Cu aceasta îmi place întreaga. Am să folosesc toate produsele chiar super, super. Și un ultim produs a, surpriză. Să vedem. Să vedem ce e. E bine desfăcut. E, e bine, e bine pachetat e greu de desfăcut. Nu știu ce e înăuntru, nu vreau să stric. Ce e asta? Oare ce e? Ce e înăuntru? Dacă mă credeți, habar nu am ce este. Am să... Am să studiez... Am să studiez conținutul acestui ambalaj și am să vă pun aici, în partea aceasta, am să vă pun ce este. Chiar... Chiar sunt curioasă cum. Nu am desfăcut cutiuța înainte, nu... Nu m-am informat? Miroase ciudat o fi vreun ingredient, o fi vreo cremă de ochi, o fi ceva super uh, concentrat. Să vină în așa mică cantitate, să vedem, să vedem ce e. Cum vă spun, vă scriu aici? Vă scriu aici ce este. <laughs> Dacă tot. Uh nu m-am informat. Și cam atât, aceasta este cutiuța Natura Box de luna iunie, mie mi-a plăcut mult de tot, toate produsele am să le folosesc pe toate, că de obicei nu le foloseam și le făceam cadou când într-un swap, când într-un giveaway, acum știu că am să le folosesc pe toate, deoarece sunt pe placul meu și necesitățile îmi cuprind necesitățile. Și cam atât, sper că v-a plăcut uh, acest videoclip, sunt curioasă care produs vi s ar potrivit dintre produsele pe care eu le-am primit în această cutie, abia aștept să vină cutia lunii iulie, care este cât pe ce să îmi bată la ușă cutiuța, așa că am să vă o prezint uh, imediat, adică în câteva zile, presupun. V-am pupat, dacă v-a plăcut îmi dați un like și ne revedem într-un următor videoclip.